Informația înseamnă putere. Să fii corect și bine informat înseamnă timp câștigat în relația cu instituțiile statului, rezolvarea punctuală a unor probleme, dar mai ales oportunități noi ce apar odată cu modificările succesive apărute în legislația românească. Iar când informația îți vine pe tavă, mai ales din punct de vedere al beneficiilor pe care le pot avea atât angajatorii cât și cei care își caută un loc de muncă nou sau unul mai bun, atunci chiar faci parte din categoria oamenilor norocoși. În acest weekend, în timp ce hunedorenii participau la tot felul de festivaluri, angajații AJOFM Hunedoara au ieșit în stradă într-o acțiune inedită de informare cu privire la beneficiile și serviciile oferite de instituția județeană. Împreună cu o echipă de colegi de la AJOFM Hunedoara am ieșit în stradă. De ce? Pentru că vrem să fim la propriu aproape de cetățeni. AJOFM Hunedoara la propriu este alături de cetățeni. Astăzi echipele noastre sunt la Vulcan, la Hațeg, Poienița, Voinici și Hunedoara. Avem o campanie de informare a cetățenilor județului cu toate beneficiile care le acordă Serviciul Public de Ocupare. Este o campanie la nivel național sau este o campanie doar la nivel de județ? Este ideea mea proprie și personală. Săptămâna trecută m-am gândit că ar fi bine să participăm la toate festivalurile și să fim mai aproape de oamenii care au nevoie de noi. Așa că de aici încolo o să întâlniți AJOFM-ul în stradă la propriu alături de oameni. Sunt fonduri consistente alocate pentru informarea, consilierea, formarea profesională, pentru beneficii financiare atât pentru absolvenți cât și pentru șomeri, fonduri pentru subvenționarea locurilor de muncă, pentru stimularea încadrării în muncă și pentru promovarea pe piața muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială. Sute de pliante cu astfel de informații utile au fost împărțite hunedorenilor în acest weekend. Avem pliante cu tot ceea ce înseamnă beneficiile noastre, dacă se angajează, ce beneficii primesc, programele de formare și avem proiectul pe tranziție justă unde vom avea 42 de milioane de euro. Încercăm să îi informăm pe cetățeni, să-i aducem alături de noi, să-și întocmească documentele astfel încât cu începutul anului viitor să intre în proiect. Mai avem proiectul nostru Siconet. Avem priante și cu acest proiect unde tinerii primesc beneficii. Tot ceea ce informăm noi oamenii, încercăm să le spunem ce beneficii au și cu ce putem noi sprijini. Dacă nu ai un loc de muncă, dacă vrei să-l schimbi pe cel actual sau vrei să te angajezi în alt oraș sau în altă țară, primești toate informațiile și sprijinul la AJOFM Hunedoara.